Urmează seri pline de distracție pentru severineni. La cetatea medievală se vor transmite emoții prin clapele fine ale pianului, iar în zona fântânii cinetice, cei care preferă rocul se vor putea distra pe cinste. Andreea Pătrulescu va cânta vineri seară la cetatea medievală a Severinului, iar sâmbătă trupa Zyber va zgudui zona pietonală de la fântâna cinetică cu ritmul rock. Așa cum ne-am obișnuit, serile de vară la Drobeta Turnu Severin sunt colorate de spectacole inedite organizate de Palatul Culturii Teodor Costescu în colaborare cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. Vineri, pe 11 august, de la ora 21, cei care doresc să afle mai multe despre Padova anului 1709, acolo unde își face apariția primul pian, pot să participe la un concert live susținut de Andreea Pătrulescu, o tânără talentată care duce mai departe moștenirea momentelor istorice pe care le-a trăit pianul până să ajungă să mai scrie încă o poveste. În seara de vineri, 11 august, avem în cetatea Severinului un alt concert frumos, un concert de o eleganță pe care numai un artist care mânuiește pianul și clapele pianului îl poate face. Astfel că în cetatea Severinului, în seara de vineri, începând cu orele 21, avem în cetatea Severinului un spectacol live la pian, executat de o tânără talentată, Andy Pătrulescu, care este una din personalitățile muzicii ale orașului nostru, și astfel așteptăm severinenii și turiștii să ne calce încă o dată pragul, așa cum au făcut-o de fiecare dată. Pentru cei care vor să se distreze pe ritmul rock, sâmbătă 12 august la ora 21, în zona fântânii cinetice, trupa Zyber va performa pe scenă cu melodii rock. Vine weekendul și vine weekendul cu voie bună. Din nou, sâmbătă, pe 12 august, la ora 21, invităm toți severinenii aici, în zona fântânii cinetice, la un Zyber, dar nu un Zyber de băut, ci un Zyber de ascultat și de a petrece împreună cu trupa Zyber niște olteni afurisiți, un rock and roll oltenesc, extraordinar de frumos. Așadar, sâmbătă, 12 august, la ora 21, fântâna arteziană. Cei care s-au ocupat de organizarea acestor evenimente nu i-au uitat însă nici pe cei mai mici dintre severineni. Astfel, duminică se vor organiza diverse activități distractive pentru ei. Vor avea parte de activități specifice vârstei în zona Parcului Central.